Începând cu data de 21 ianuarie 2016, Comuna Gorjeană-Bustuchin și-a schimbat arondarea pe linia de evidență a persoanelor de la Hurezani la Bustuchin. Acest lucru a fost posibil prin punerea la dispoziție de către Primăria și Consiliul Local Bustuchin a spațiilor necesare pentru înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bustuchin. Vrem ca fiecare cetățean să aibă același standard. Fiecare cetățean, indiferent că e la oraș, că e la țară, să simtă că trăiește și că nu este niciun decalaj între viața unui cetățean din mediul oraș și urban. Iată că anul acesta a început cu a pune un obiectiv deosebit de important alături de Consiliul Local și Primarul Comunei Bustuchin prin aducerea către cetățean a serviciilor de care are nevoie. Lucrul ăsta se realizează, bineînțeles, atunci când cei din administrație știu ce trebuie să facă și știu să prioritizeze într-adevăr potrivit atribuțiilor pe care le au, să aducă cât mai aproape către cetățean serviciile de care au nevoie în rezolvarea problemelor de zi cu zi. La inaugurarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bustuchin au participat și doi primari de pe Valea Maradiei, Gheorghe Cârstea de la Hurezani, comună în care au mers până acum locuitorii Bustuchinului pentru cărțile de identitate, și Emil Cătănoiu de la Căpreni. Este meritul dumneavoastră al Consiliului Local, al cetățenilor care au înțeles că este necesar și obiectiv acest serviciu și poate, într-adevăr, este una din activitățile din România care a cunoscut pași concreți în ceea ce privește descentralizarea. Pentru că, până la urmă, descentralizarea înseamnă să vii cu serviciu cât mai aproape cetățean. Avem un spațiu pe care vrem să-l preluăm de la OMV Petrom, pe care ne oferă gratuit și sperăm că acolo, după ce îl vom primi, îl vom renova și vom face, printre alte servicii, și acest serviciu. Preconizați un termen? Anul acesta, până la sfârșit. La inaugurare a participat și primul cetățean ce va avea buletin de Bustuchin. Este un serviciu benefic aici în România. Da. Este mult mai accesibil aici decât în alte părți. Unde trebuia să ajungi? La Hurezani. Programul serviciului va fi de așa natură încât oamenii din Bustuchin să nu fie nevoiți să-și ia liber dacă lucrează schimbul 1. Așa cum prevede legea, programul oricărui serviciu local este 8-16, cu excepția unei zile pe săptămână, în care, așa cum spuneați, pentru a nu-și lua liber la serviciu, este obligatoriu a se prelungi acest program. Deci fiecare consiliu local își stabilește cel puțin o zi pe săptămână în care programul să fie până la ora 18. Iar acesta este al 12-lea serviciu public al evidenței persoanelor din județul Gorj. Suntem deschiși oricăror colaborări, ne bucurăm foarte mult când sunt inițiative de a deschide, pentru că asta înseamnă mai mulți cetățeni mulțumiți care nu mai pleacă nicăieri din comună, ci au acest serviciu în propria localitate.